Bună, dragii mei! Am văzut că v-a plăcut foarte mult cartea cu Sunt furios ce să fac și m-am gândit să vă mai citesc încă o carte din aceeași serie, tot o carte despre inteligența emoțională a copiilor, care se numește Eu și sentimentele mele. Arată așa. Este de la editura Universul Enciclopedic Junior și este scrisă de Hold Krull și ilustrații de Dagmar Geisler. Este bine că îmi cunosc sentimentele și că mi le pot arăta. Când mă bucur, râd din toată inima și chiui de bucurie. Când sunt trist și furios, mă apuc să urlu și să zbier. Când îmi este dragă o anumită persoană, o îmbrățișez și o sărut. Când sunt trist, uneori trebuie să plâng. Atunci când mi-e teamă, prefer să mă ascund. Dacă simt invidie sau gelozie față de cineva, încerc sentimente contradictorii. Sunt dezamăgit și furios în același timp. Uneori sentimentul devine din ce în ce mai puternic. Când îmi este teamă, înlemnesc pe loc și nu mai îndrăznesc să fac nimic. În acele momente e bine dacă cineva mă ia de mână și mă încurajează. Uneori mă înfurii atât de rău, încât pat în picior sau stric ceva. Atunci nu las pe nimeni să se apropie de mine. Când mă cuprinde furia, nu mă simt în largul meu și mă tem că nimeni nu mă mai place. Dar cei care mă iubesc mă plac oricum, căci uneori trec și ei prin asta. Sentimentele mele îi pot răni pe ceilalți, în special când este vorba de furie sau de gelozie. Dar dacă mă cert sau dacă jignesc cu o anumită persoană, pot mai apoi să mă împac cu ea. Uneori mi este greu să fac acest lucru pentru că mi este rușine. Când îmi arăt sentimentele, nu mai sunt singur. Mă pot bucura împreună cu ceilalți. Sau este cineva care mă consolează și stă de vorbă cu mine despre ceea ce mă supără. Pentru că îmi cunosc sentimentele, adesea înțeleg ceea ce simt și ceilalți. E plăcut să simt că pot să-i ajut pe cei din jurul meu. Cu toate acestea pot să spun oprește-te atunci când cineva e furios și vorbește urât cu mine. Nu vreau să arăt mereu ceea ce simt. În special dacă mi-este teamă că ceilalți își vor bate joc de mine sau că nu mă vor lua în serios. Atunci mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Uneori ceilalți își dau seama de ceea ce simt, deși nu aș vrea. Pentru că mă fâstăcesc și mă roșesc. Că mi este teamă și tremur. Atunci când inima îmi bate cu putere, fiindcă sunt emoționat, nu mă vede nimeni. Acest lucru îl simt doar eu. Uneori, alte sentimente vor să pună stăpânire. Îmi spun, ești un fricos când îmi este teamă. Nu mai sta așa când sunt trist. Vino-ți în fire când sunt furios. Dar sentimentele mele rămân neschimbate. Există zile în care sentimentele mele sunt date peste cap. Mama și tata mă ceartă, lucru care mă enervează. Dar cu toate acestea eu tot îi iubesc. Sau plâng și chiar nu știu de ce. Atunci e plăcut când cineva mă ia în brațe. Avem o mulțime de sentimente. Unele sunt frumoase, cu altele ne este mai greu. Dar toate sunt ale noastre. La fel cum avem nasuri, mâini, gură, toate sunt ale noastre, ele ne împlinesc. Așa că vin eu cu o completare aici și vă spun. Este foarte important când vă simțiți triști, furioși, bucuroși, acceptați sentimentele astea așa cum sunt. Și fiți blânzi cu voi. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem curând.